Salutare, mi-am fain și bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 20 Pack, opening premiile de la Division Rivals și FUT Champions și da, după cum probabil se aude și din vocea asta formidabilă, sunt răcit de pute ochiul. Dar ce să faci, nu ai ce să faci. Bun, ca să trecem rapid prin detalii, este un Team of the Week formidabil, există o șansă super, super măricică să prind ceva utilizabil pentru că sunt vreo 4 sau 5 jucători utilizabili. Asta e echipamentul de față, evident trebuie să mai schimb acolo un altă, să pun Politano, să schimb povești cu pești. Și în cazul în care îmi dă Neymar, o să fac un giveaway cu un joc FIFA 20. Nu de alta, dar să se mai enerveze și alții și să crape de nervi, nu? Ce naiba. Bun. Mai trebuie are ceva, nu mai știu exact. Ah, în cazul în care nu o să apară live stream în weekend, să știți că sunt varză. Da, asta e viața, ce să faci. Aparent, săptămâna trecută când am zis că mă simt super obosit și chestii, nu era din cauza lipsei de somn, era pentru că venea o mare răceală în direcția mea. Este ei. Bun. 6.000 coins. Ce vreau să cumpăr în cazul care am un pic de noroc la pachete. V-am mai zis. Asta vreau. Da, slabe șanse. Uitați-vă și voi ce preț are. Nu înțeleg cum. Odată e 800.000, odată e 1.000.000, 100, odată e 3.000.000, odată e... În fine. Vom vedea. Ce o fi, o fi. Bun. Mai am și două pachete aici. Hai să le plesnim paste prima dată. Regol pack și primul gol player pack. Astea sunt două pachete pe care le-am făcut la Footmas Challenges sau ceva în gen. Primul gol player pack. Se poate ceva șmecher? Hai că da. Nu e sclipicios, deci e Pârjales. Mai exact. HSB. Ok. Am înțeles. Ah, și până un alta s-a băgat și Foot Swaps 2. Un pic dezamăgitoare că sincer nu prea știu ce să aleg. M-am gândit la Zambrota sau Del Piero, dar Del Piero îmi place care medium-medium. Da, na. Vom vedea, încă nu știu exact sigur. Poate Zambrota în combinație cu încă cineva. Essien ar fi încă o idee în locul lui Kanté. Dar asta ar însemna să stau să strâng 24, cred, sau 23 din alea. O să dureze extrem, extrem de mult și nu știu dacă mai e relevant Essien peste aproximativ 2 luni jumate, 3, ceva în genul. Așa că încă nu știu sigur, dar bineînțeles în cazul care aveți vreo sugestie, lăsați-o în comentarii. Și să sperăm că o să mai trăim pe atunci, ce? Bun. Premiile de la Squad, nu, de la Division Rivals, doar am zis, Squad Battles și Nitro. În fine. O să le iau untradeable, strict pentru faptul că e un Team of the Week formidabil și, na, speranța moare ultima, poate primesc ceva de acolo. Oricum nu cred că îmi dă vreun jucător de... nu știu, 500.000 cât să pot să-l cumpăr pe Gianfranco Zola, așa că untradeable și să sperăm un pic de noroc. Cum am zis, în cazul în care pică Neymar, fac un giveaway cu FIFA 20. Bun, pachetele sunt aici și le-a. Hai să vedem. Bă, sincer, m-aș mulțumi și cu un, cum îl cheamă pe la mă, Ben Yedder. Că sunt șanse extrem de mari să nu-l cumpăr pe Zola, fiind 1.100.000 și eu având 6.000 de coins. Pârjales, cred. Da, Pârjales. Dacă nu e destul de sclipitor acolo, gen imaginea jucătorului, înseamnă că e maxim 82. Doar scârțari. Un shadow ceva? Nu am înțeles. Shadow a ajuns să fie extinct pe PC, chiar dacă e 25.000. Așa ceva mai vezi în filme cu prostalei. Ia. Și din pachetul ăsta marea rachetă, aică. Nici măcar board. E oricum astea spachete destul de slabe. Ia să vedem. Rodriguez, bă, pe ăsta cred că-l mai am odată. Și cred că l-am tot untradeable. Da. Mamă, și ce-mi funda minasul să nebunesc. Dorm extrem de rău noaptea, că nu pot să respir. Dar ce să faci? Nu ai ce să faci. Bun. Mega pack-urile pentru că mi se par cele mai slabe pachete. Și anul trecut au fost slabe și anul ăsta mi se par slabe. Acum direct icon. Nu știu de câte ori trebuie să zic chestia asta până se întâmplă să fie un predict. Bă, Champions League. Ah, de fapt, icon nici măcar nu e walkaboard sau de alea. Goalkeeper Perin. Ok. O să-l am și în varianta gold. Nimic interesant. Vare la care cred că a fost la Steaua, dar nu 100% sigur. Un sniper care e bun.
Și cam atât relevant. Fac niște bani pe ăștia. 240 de coins. Titul lui Arsenal. Bă, dar asta arată fain. Se vinde pe nimic aproape. Bun. 388 de coins. Încet, încet se strâng biștarii. Hai mă, mega pack-ule, nu fi prost alău. Odată în viață dă și tu un icon. Un Gica Hagi. Ăsta e bun. Opa. Walkout. Brazilia. Ai, dracu, ce mai speriat. Dar e bine și ăsta. Ederson. Nu mi-am dat seama că nu-i, cum îi zice la ăla. Team of the Week. Mamă, cum era să fie Team of the Week și Brazilia. Băi, ok. Top shop rating ajută extrem de mult la un viitor SBC. Și Di Maria. Dublu walkout în același pachet. Ok. Ok. Așa mai vide acasă. Și o medie coins. Not bad, nenea. O aviște, nu știu ce. Camerun. Un Samuel Leto ar fi fain dacă ar exista în joc. Bă, prima dată când iau ceva, să zicem, super relevant din Mega Pack. Două walkout-uri în același pachet. Not bad, nenea. Bun, Rare Player Pack. Ia să vedem. Ce se poate întâmpla să pice aici așa? Scripitor, nu. Nu mă așteptam. Astea de obicei sunt bune, Rare Player Pack-urile. CM Kovacic. Și pe ăsta l-am dat. Și tot am 3 double crane. A, l-am băgat deja la un SBC, ok. Am făcut niște SBC-uri din alea cu 83+. N-ar rău să vă zic ce am luat din ele, că na. Probabil ați luat și voi la fel. Adică nimic. Cam asta era ideea, nimic. Sclipicios, hai mă, hai. Borț mă. Portugalia, CM, João Moutinho. 84. Merge la un SBC. Nu e rău așa când am jucători din ăștia care sunt ușor linkuibili. Și Popa. Care bineînțeles este tot un 3 double și acum vin de fapt premiile importante. Un red pick Neymar și vine un FIFA 20. Pe care nu știu cum l-aș da, dar bine, hai să nu fac griji despre asta acum. Că totuși încă n-am luat Neymarul, dar în cazul în care vine Neymar, vine și un giveaway, am făcut gold 1, 28, vine și un Neymar red pick, vine și un FIFA red pick, în cazul în care se întâmplă această minune intergalactică, interspațială. 50.000 de coins, anul ăsta încă n-am luat niciun red pick relevant, gen direct din pick-uri de astea, singurele red pick-uri pe care le-am luat bune au fost Van Dijk și Walker, dar le-am luat la pick-up-uri din urmă, nu știu cum zice, SBC ceva. Deci nu le-am luat direct de aici, ca să zici că bă, da, ai prins și tu ceva. Bun. Care să fie la norocos? De obicei, primul este cu direct rachete. Haide. Roberto Firmino. Ok. Bă, dar stai, n-avea 80 acceleration pace. Bun. Ăsta o să intre direct titular. Pe ce am? Cred. Dar nu mă, stai, cred că e mai slab decât. Sau? O fi oare mai slab decât Aguero? 87 short pass, agility balance ok-ish, 90 stamina, păi e un jucător bun, chiar e super ok, da, oare pot să-l bag direct în echipă? Nu e cum mai bun decât Aguero și nu știu sincer dacă e mai bun decât Aguero. Not bad, adică nu mă plâng, chiar un pic ok, să văd dacă pot să-l integrez în echipă, să fie oare double brazilian, cum ar fi, CF, tu ce ai, Neymar. Și acum s-a întâmplat minunea. Și mergem mai departe. Da. Bauman. Tarkovski. Hai că le-au păstat oricum, o să intre la un SBC upgrade. Roberto Firmino și Tarkovski. Bă, cum am zis, super ok Firmino ăsta, ca și red pick. Deși, dacă stau să mă gândesc mai bine, ia să mă scriu rapid. Aș fi preferat să primesc un, nu știu, un Nabri, un, cum îl cheamă pe la altul, cum îl cheamă pe cel, Werner, ca super sub chestii, că nu știu dacă pot să bag pe ăsta în echipă, sincer, pe gușterul ăsta.
Firmino aici. Și mă gândeam să-l pun... Oh, dar merge chiar de aici. Să fie CAM. Mă nu știu dacă e îndeajuns de bun să fie CAM în echipă. Poate cu un Hunter. Asta are așa și ăsta cât avea. Mamă, dar asta are shoot blanau. Dar cred că e bună asta ca și CAM. Sincer, are și 84 agility și 91 balance. Și 82 acceleration față de 79 cât avea asta. 80. Discutabil, discutabil. Să văd. Încă nu sunt 100% decis și nu pot să-l bag nici pe Politano dacă nu-l folosesc pe Gattuso. Poate îl vând pe Kanté și îl folosesc pe Gattuso ca să pot să joc pe Politano. Asta oricum a scăzut extrem de mult în preț. Nici nu știu ce să fac, dar am vedea. Încă două pachete. 661.000. Din două pachete ar trebui să-mi dea undeva la 400.000 ca să am speranța la un viitor. Cum îl cheamă pe ăla, bă? Zola. Jumbo Rare Player Pack. Măcar un walkout să vină de aici. Hai mă, un walkout team of the week. Da, e sclipicios. Hai mă. Boards, mă. Mamă, gulaci. Boards, 85. Merge, dar... Tot vrei altceva, nu? Gulaci. Diot. Nu știu dacă o să mai dă ceva SB-ciuri prea curând, dar... Hai. Bine și așa rău cum e. Se putea și mai rău. Ok, ok. Și Hamshik. Deci un 85 și un 84 și un 83. Deci am luat 3 boards în pachetul ăsta, două walkout-uri în alealt. Relativ ok. Băgăm pe ăsta la vânzare și cam atât. Hai mă, un walkout de final. Au fost totuși două walkout-uri în ala în mega pack. Ar fi trist să fie mega pack cu cel mai bun pack din pack opening-ul ăsta. Hai. Walkout, te rog. Mamă. Ba, ăsta e bun. E bun. Boards din nou, mă. De cap, Germania, CF, Cruze ăla, 83, da, bă, mi-a dat red pick Firmino, dar nu știu ce să zic, adică, na, stai și te joci 30 de meciuri, măcar sunt niște jucători decenți pe aici, pe care poți să-i bag la un STBC, ok. De curios să văd cât costă Roberto Firmino. Păcat că nu a ieșit treaba cum speram să iasă. Neymar ăla era fai de capul meu. Îl jucam până la Challenger, până la toți. Poate chiar și când erau toți. Mai mergea Neymar în cotură. Ai. Și ăsta ar costa, mamă, 185.000. Mai bine îl prindeam 3 double, ești nebun. Sincer, 185.000, treabă bună. Da, e ok, e un pic bun ca și red pick, dar cum am zis, nu știu dacă pot să-l bag în echipă. Cum ar fi fost ăsta? Ma, 1.800.000, ți-ai de capul meu. Asta la bid. Da, 5x5, hai medium. Făceam upgrade și la Mbappe. Luam Mbappe la winger, pe ăsta îl păstram ce am. E așa o treabă frumoasă. Asta o fi mai scumpără. Nu, e un pic mai ieftin decât Firmino. Dar preferam pe ăsta ca și super sub. Care viteză și un alta în minutul 75 plus, ăsta intră forță. Sau Ben Yedder ăsta, mamă, Ben Yedder ăsta era și... Ma, 420.000, nici nu am și uitat de ăsta când am dat la red pick-uri. Deci ăsta, ma, era forță rău pe ce aia. 91 acceleration, shoot bun. Agility, balance, forță. Un pusher decent, pasă, short pass 84, ok. Stamina aia ce era mai nașpa. În fine. Not bad, se putea și mai rău, măcar l-am luat pe Roberto Firmino, care poate o să-l utilizez, cine știe, poate măcar ca și super sub. Și aici o să trească să lucrez ceva, ori să-l luăm pe Kanté și să-l folosesc pe Gattuso, până reușesc să fac rost de cel mai probabil Zola, și să-l am pe Politano ăia, hai să vă arăt direct cum ar fi echipa. Politano acolo, Gattuso în loc la ăsta, bine, gen Gattuso ar fi aici sus. Și în locul ăsta ar fi cel mai probabil ori Aguero, ori Firmino, gen pe CAM. Dar încă nu 100% sigur, nici unul, nici de altul. Cine știe, poate o să-l încerc pe ăsta pe Firmino. Oare ar Stanf? Dar Stanful chemă, că e de ăsta verde. Dacă îl fac CM. Nici nu știu, lăsați și voi o părere în comentarii.
cum să facem treaba, că n-am ce să vând în afară de Kanté. Dacă îl vând pe Kanté, iau, stai să vedem. Mamă, iar din timp cu clipul ăsta 5 minute să nebunesc. Deci aș lua undeva la un 280.000. Cu cât am acum? 661.000. Aș trece de 900.000. Uite, dacă ar scădea prețul la Gianfranco Zola și l-aș vine pe Kanté, aș putea să fac o schemă. Nu știu ce n-am lăsat ăla, că era deja la sarci. Dar n-am cum să dau 1.100.000 pe ăsta. Era la un moment dat 800.000. În fine, mai lăsați și voi o sugestie pe acolo, cine știe, poate găsim o soluție mai bună. Fiind și footswap-urile astea, cine știe, poate găsim o soluție cât să pot să schimb acolo un CDM cu un CF și după aia să-l readuc pe Kanté când fac rost de bani. Mersi fain de vizionare, să aveți o super faină în continuare, în cazul în care nu ne-am auzit un weekend, să aveți și un weekend super mega forță. Salutare, salutare!